internat în această, incint în această încăpere, pentru că aici a fost un loc unde s-au dat legi pentru poporul român. La sfârșitul secolului XIX, chiar prin această sală trecea, să nu uităm, un Titu Maiorescu, un Tache Ionescu sau un Pepe Carp, oameni, bărbați de stat care au marcat istoria acestui popor și care și-au luat principiile, în primul rând principiile constituționale de funcționare a unei națiuni din această enormă și superbă tradiție creștină. Să nu uităm că principiul întrupării, care e un principiu teologic, ne obligă pe noi să acționăm. Nu suntem aici pe acest pământ doar pentru a aștepta, ci și pentru a da o pregustare, văzându-l pe fericitul Augustin, nu pot să nu mă gândesc și la asta, o pregustare a veșniciei din experiența prieteniei, a unei însoțiri într-o comunitate pacificată și toate aceste lucruri vin doar dacă acționăm. Deci, acționăm politic, acționăm spiritual, acționăm cultural, acționăm civic, dar acționăm și o facem pentru că avem o busolă. Această busolă fundamental este Iisus Hristos, dar